Chiar dacă a crescut salariul minim brut pe economie, punctul de amendă rămâne tot la valoarea de 145 de lei, deși la finele anului trecut se vorbea despre o creștere semnificativă, după ce salariul minim a crescut. Până în prezent, un punct de amendă era 10% din salariul minim brut, dar această regulă nu se mai aplică în 2018. Pentru nerespectarea acestor prevederi legale, șoferii pot fi sancționați contravențional cu amendă cuprinsă între 9 și 20 de puncte, iar ca măsură complementară se suspendă dreptul de circulație al autovehicului pe drumurile publice până la remedierea deficiențelor constatate. Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 90 pe 2017 s-a stabilit ca punctul de amendă să rămână la valoarea de 145 de lei pentru anul 2018. Cei care nu respectă regulile de circulație trebuie să aibă în vedere faptul că riscă să fie sancționați cu până la 20 de puncte de amendă, adică 2900 de lei.